Hristos a înviat. Hristos a înviat. Amin, aleluia. Vie rușine să spuneți că a înviat Iisus? E unul. Profit de această sărbătoare pe care o sărbătorește oamenii, lumea creștină ortodoxă și mai multe confesiuni. De ce spun lucrul acesta? Vreau să vă spun și de fapt să vă pun o întrebare. În acest an, de câte ori a fost rugăciunea aceasta printre noi? Doamne, mulțumesc că ai înviat pentru mine. Doamne, mulțumesc că ai înviat pentru mine. Amin. Personal, zilele care au trecut au fost așa cuprins de cercetare din partea Domnului, cum n-am fost niciodată. Nu știu de ce. Nu pot să dau nicio explicație mie însumi. De când sunt pe acest pământ, n-am avut așa cercetare din partea Domnului, numai prin faptul că am realizat cu adevărat ce a făcut pentru mine. Credeți lucrul acesta? Nici la cină, nici la orice lucrare, personal pentru mine, am fost așa de cercetat și am realizat cu adevărat ce a făcut pentru mine. Și am plâns. Pentru că când alte popoare păgâne se închină unor dumnezei străini, când atâtea milioane de oameni se închină unor lideri religioși, fie ei Buddha și tot felul de nume, România recunoaște că Iisus Hristos a înviat din morți. Așa cum recunoaște ei, bând, chefuind, dar mărturisesc că Hristos a înviat. E un lucru bun, frații mei. Milioane de oameni se închidă la broaște, la șobolani, la lemn, la fel și fel de lucruri. Dar România, așa cum ea, mărturisește că Hristos a înviat. De multe ori avem o neprihănire, cum să spun eu așa, plus, parcă ne rușine să răspunde oamenii, da, adevărat a înviat. Aleluia. Tu cunoști adevărul, mulțumește Domnului că a înviat Iisus. A înviat Iisus. Slăviți-vă Domnul. Parcă ne frică lucrul acesta. Vedem, frații mei, tot mai des. Iisus iese din cântări. Iisus iese din predici. Iisus nu se mai vorbește în adunări. Eu în această seară vreau să îl glorific pe acest Dumnezeu. Aleluia. Care a venit pe pământ pentru mine și pentru tine. Și a dat viața benevol pentru tine și pentru mine. În această seară vreau să vă proștern și rugăciunea care va urma să o facem, frații mei, nu știu, din toată inima, vă rog, din tot sufletul meu, să facem o rugăciune de recunoaștere ceea ce a făcut Iisus pentru noi, cum n-a făcut-o niciodată. S-a făcut cel mai urât din lume. A fost cel mai bătut, zdrobit, obișnuit cu suferința. A luat bătaia romanilor, smulgea carnea din el. A stat pe cruce 6 ore. 6 ore bătut în cuie pentru tine și pentru mine. Și ție, dacă ți se face ceva, nu poți să lați nimic. 6 ore pe cruce. De la ora 9. Până la ora 3, după viață. Nu o dați cu mine. Când oamenii mănâncă astăzi miere, berbeci și tot felul de animale, se plătoresc. Vreau să vă spun câteva lucruri. Pentru Adam și Eva, s-au sărbătorit, pentru Adam și Eva, Dumnezeu a sacrificat un miere. Ca să le facă aia. Pentru că erau dezbrăcați. Pentru Isaac și Avram, Dumnezeu a sacrificat un miel. Pentru poporul Israel care a scumpărat din țara Egiptului, Dumnezeu a sacrificat un miel. Pentru biserică și pentru neamuri, Dumnezeu nu a mai sacrificat un miel.
l-a sacrificat Iisus Hristos. Aleluia! În numele înălțatului acestei slavă. Aleluia! În ziua de Paște evreii sacrificau 1800 de miei. La ora 3. La ora 3 evreii în istorie sacrificau când aveau templu. Așa era ritualul de Paște. 1800 de miei. Nu cred că știa lucrul acesta. La ora 3, Dumnezeu a sacrificat pe însuși Fiul Său. Pentru tine și pentru mine. Ca în această seară să fii aici. Să te închini. Să ai parte de mântuire. Știi prin ce ești tu născut din nou? Știi prin ce te-a născut Iisus Hristos din nou? Prin învierea Lui. Spune în 1 Petru 1 cu 3. Și El ne-a născut din nou prin învierea Sa, slăvit să fie Domnul. Și de ce a lăsat Dumnezeu lucrarea aceasta? O vedeți? Cine a Domnului aici în fața noastră? Vă spun acum. Pentru poporul Israel, ca să nu uite Dumnezeu că i-a scos cu mână tare din țara Egiptului, ce a făcut Dumnezeu? Le-a spus așa, în fiecare an să sărbătoriți celor frații. Paștele. Mielul Pascal. Aduceți-vă aminte ce Domnul Iisus a spus. Am dorit mult să mănânc Paștele cu voi. Era vorba de Mielul Pascal, sărbătoarea care Domnul a lăsat-o evreilor ca mărturie, ca nu cumva evreii să uite că Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului. E sub gloria lui Faraon. Dumnezeu a lăsat ca mărturie pentru evrei Paștele. Iisus Hristos a lăsat ca mărturie pentru biserică cine a Domnului. Și a spus așa, ori de câte ori mâncați din această pâine și din acest must vin, vestiți moartea și învierea. Auziți scopul? Moartea și învierea. Domnul Iisus Hristos a avut același gând ca Tatăl, ca nu cumva biserica care eu m-am jertfit, care eu am murit, să nu cumva să uite ceea ce a făcut pentru ea. De aceea lasă această lucrare, cina Domnului, ca biserica, ori de câte ori face lucrul acesta, să nu uite că a murit pentru ea și a murit pentru ea. De câte ori te împărtășești cu trupul și sângele Domnului, se recunoaște. Eu mă recunosc. Nu m-am gândit. Poate că am luat-o la repezeală, poate că nu m-am gândit, nu m-am adâncit în gândirea mea, am luat-o ca un ritual și nu m-am gândit adevărat la valoare, învierii și moartea Domnului. Și în această seară vrem să ne gândim adânc. Doamne, mi-aduc adevărat aminte că ai murit și înviat. Să vii să vii la mine. Aș vrea să ne ridicăm o picioare pentru că eu nu vin în picioare. Și să ne închinăm noi. Și vă rog, din toată inima. Haideți să se audă strigăte de biruință. Aș vrea ca în această rugăciune să onorăm pe Dumnezeu. Adoră-L pe Dumnezeu în rugăciunea aceasta. Adoră-L pe Duhul Sfânt în rugăciunea aceasta. Adoră-L pe Iisus Hristos în rugăciunea aceasta. Mărturisește și declară biruință. Spune Domnului, îți mulțumesc cu adevărat. Recunosc cu adevărat că ai înviat ce ai murit pentru mine. Recunosc, Doamne, căci prin învierea Ta pot să stau astăzi în adunarea Harul și să te laud, să te binecuvânt, să te onorez și să-ți mulțumesc. În această seară, e o seară de biruință. Aleluia! Ne ducem aminte de El. Aleluia! Prințul cerurilor. Intrăm în rugăciune. Haideți să stricăm! Să stricăm în numele Lui Iisus. Ne rugăm!